Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Pe lângă toate neplăcerile cauzate de iarnă, există și câțiva care văd partea frumoasă a acestui anotimp. Este vorba de copii care au ieșit în parc să zburde încă de la primele ore ale dimineții. Pentru ei nu a contat că zăpada nu a fost chiar atât de multă. A fost suficient să vadă că a nins și că micul covor de nea a acoperit parcul. Luptele cu bulgării de zăpadă au început în parcul din centrul Năvodariului încă de la prima rază de lumină și au continuat pe tot parcursul zilei. Ce-ți place? Să facem oameni de zăpadă și îngeri și să ne dă cu Sania. Alături de copii au ieșit chiar și părinții, care au profitat și ei din plin și s-au jucat cot la cot cu cei mici. Chiar dacă nu era zăpadă de Sanie, am vrut să-l bucur un pic. Și prima zăpadă, primele poze și să sperăm că vor mai veni zile așa cu zăpadă. Și cam atâta. Ne bucurăm să-și facă prieteni. Să intră și eu în categoria lor, acuș. Păi, ce să face? Soarta bunicilor. Trebuie să avem ele de astea mici. Am trezit fata și am zis că e prima zăpadă. Și vă dați seama că prima dată a vrut afară. Și am ieșit să ne bucurăm de prima zăpadă. În rest, sănătate la toată lumea. Să fie o iarnă bună, nu prea friguroasă. Că... da, e bună și așa că mai omoară microbii. Copiii se bucură că vin sărbătorile. Alții, mai ambițioși, au încercat să facă și primul om de zăpadă. Ce-i drept a fost realizat la dimensiuni mai mici, însă copiii promit să se întoarcă alături de părinți să se revanșeze atunci când va ninge mai mult.